Aș fi vrut să aflu, de exemplu, și poziția dumneavoastră pe subiectul premierului PNL. Ce s-a întâmplat? De ce nu ați putut să vă exprimați? Deci, în primul rând, domnul Bogdan, vă rog să scoateți după burtieră acea frază Catarama acuză. Eu nu sunt dizident în PNL și eu nu am acuzat nici azi, nici ieri, niciodată conducerea partidului sau vreun membru al partidului. Este adevărat, astăzi s-a pus în discuție să se voteze candidatul partidului atât la funcția de președinte al României, cât și la funcția de prim-ministru. Eu vineri am dat un interviu la agenția Mediafax în care am schițat un program în 10 puncte pe care am intenționat să-l prezint astăzi Consiliului Național, de pentru care m-am înscris la cuvânt înainte de începere. Numai că ordinea de zi a fost schimbată și probabil dintr-o defecțiune tehnică, să spunem, nu mi s-a dat cuvântul. Domnul Cataramă, asta nu înseamnă că acuz sau că sunt dizident. Dar... ca să nu dăm impresia că și PNL bagă pumnul în gură la fel ca PSD. Asta, cum să vă spun, nu e în regulă. Vă rog din nou, nu puneți egalitate între PSD și PNL, pentru că chiar nu există egalitate. Vreau să cred asta. Eu am tot vorbit... Vă rog să mă credeți, eu am tot vorbit în spațiu public și astăzi s-a întâmplat un lucru, domnul Bogdan, deosebit. Eu am câștigat sau am fost votat de 27% din cei care au avut drept de vot, care au votat. Ăștia sunt parlamentari, primari, președinți de organizații. Ce au votat ei? Au votat, dacă vreți, programul de dreapta care nu face niciun compromis cu socialiștii, pe care eu și cu ajutorul dumneavoastră în ultimul timp îl promovez în mod insistent în spațiu public și în interiorul partidului. Deci astăzi s-a demonstrat în interiorul Partidului Național Liberal că este o mare masă de oameni care susține acest program de dreapta fără niciun compromis cu socialiștii. Asta este marele câștig al Partidului Național de astăzi. Să sperăm. Că acele idei pe care le-am discutat cu dumneavoastră de atâtea ori au prins în interiorul Partidului Național Liberal și sunt în continuă ascensiune. Prin urmare, Partidul Național Liberal este într-un proces de clarificare ideologică. Sigur, trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră că subiecte atât de importante cum sunt candidatul la președinție, primul ministru, nu trebuie tratate superficial. Trebuie discutate programe serioase. Avem și noi lipsurile noastre, dar în niciun caz nu se poate și vă rog să mă credeți, se poate pune egalitate între PSD și PNL în ceea ce privește democrația internă din partid. Că a fost o eroare la citire, că a fost o eroare tehnică că nu mi s-a dat cuvântul, dar până la urmă oamenii aia care au votat niște idei de dreapta cum nu s-au mai publicat în spațiu public în ultimii 30 de ani. La 24 de ore, după ce PSD a băgat pumnul în gură în stilul clasic neobolșevic, PNL, care trebuie să reprezinte lumina, europenismul, democrația, nu a făcut lucrul ăsta? Dă foarte prost! Domnul Rareș, tocmai v-am spus că și eu consider că am tratat aceste subiecte cu superficialitate și că nu era momentul să venim fără o pregătire corectă cu aceste două subiecte pe ordinea de zi, dar până la urmă s-au propus, oamenii le-au aprobat și vedeți ce se întâmplă în momentul în care nu te pregătești ca lumea pentru lucrurile serioase. Reporterii au raportat anumite lucruri, anumite realități, dar până la urmă urmează un proces de clarificare ideologică și în scurt timp. Vă promit și vă promit toți membrii Partidului Național Liberal, veți avea parte și de un program de dreapta. Pentru că astăzi s-a demonstrat că oamenii vor o alternativă de dreapta la socialiști fără niciun fel de compromis cu socialiștii și cu măsurile socialiste și populiste. Asta este marele câștig. Hai să luăm, dacă suntem cu toții de dreapta, și ce a fost bun astăzi, nu numai ce a fost rău. Și vă mai spun ceva, domnul Bogdan. Să fiți convinși, dumneavoastră și invitații dumneavoastră,
că Partidul Național Liberal va câștiga alegerile cu un scor de peste 40%. Va învinge socialiștii și va guverna România cu măsuri de dreapta în folosul întregii societăți. De asta să fiți convinși și să nu vă îndoiți niciun moment.